Auzi fata de nuntă, se duse de-i ceru voie morarului s-o lase și pe ea să caște gura la praznic. Și morarul îi zise: du-te liniștită, fetico. Dar mai înainte de a pleca, fata deschide una dintre cele trei nuci. Și ce crezi? Înăuntru era o rochie de-ți lua ochii de frumoasă ce era. Se îmbrăcă fata cu rochia și, intrând în biserică, veni cât mai aproape de altar. Și numai ce sosiră mirii împreună cu tot alaiul împărătesc. Și tocmai când se pregătea popa să le dea binecuvântarea, nu știu cum se făcu de mireasa își aruncă ochii într-acolo unde se afla domnița. Și când văzu ea mândrețea aceea de rochie, de-ți părea că-i țesută numai cu fire de aur, pe dată se întunecă la față și spuse că nu se cunună până ce nu avea și ea o rochie așa de minunată ca doamna ce stă în strana din fața altarului. Și cu mireasa rămase nestrămutată în dorința ei, n-avură încotro și trebuiră să se înapoieze la curte. Și trimiseră vorbă la acea doamnă cu niște curteni de nu se învoiește să vândă rochia. Dar ea le răspunse trimișilor că rochia nu e de vânzare, dar că mireasa ar putea lesne s-o dobândească. Și cum curtenii nu se dumereau de fel ce-or fi însemnând acele cuvinte, îi cerură să le dezvăluie tâlcul. Și ea le spuse că singurul lucru pe care îl cere drept preț e ca să îi se îngăduie să doarmă noaptea în fața iatacului unde dormea feciorul de crai. Și de-or lăsa-o, mireasa va căpăta rochia. Mireasa le spuse curtenilor să-i ducă vestea că îi se îngăduie acest lucru. Când veni seara, domnița se așeză pe pragul ușii și începu a plânge. Și plânse ea tot plânse și printre lacrimi începu a-i povesti tot ce făcuse pentru el. Cum îi pusese pe Spiriduș să taie pădurea și să curețe lacul și să dureze pe creștetul muntelui acel palat fără seamăn și cum îl prefăcuse într-un tufiș de mărăcini, apoi într-o biserică și într-un sfârșit într-un lac. Și toate acestea le făcuse în zadar pentru el că o uitase atât de repede, de parcă nici nu s-ar fi cunoscut vreodată. Se întâmplă însă că feciorul de crai nu auzi nimic din toate câte îi le spuse domnița, fiindcă slujitorii lui avuseseră grijă să-i dea o băutură adormitoare mai înainte de a se culca. Dar slujitorii fură treziți de bocetele femeii și, trăgând cu urechea, auziră tot și nu știau ce-or fi însemnând acele cuvinte. A doua zi dimineață, mireasa se îmbrăcă cu rochia ce și-o dorise și pleacă la biserică împreună cu mirele. În ăst timp, fata deschise și a doua nucă și găsi înăuntru o rochie și mai frumoasă, că se rămânea inima la ea de cum o vedeai. Se învășmântă ea cu rochia și se duse la biserică, având grijă să stea tot în preajma altarului. Și toate se petrecuseră în tocmai ca și prima oară. Când se lăsă noaptea, fata se culcă din nou pe pragul ușii de la iatacul feciorului de crai și slujitorii iarăși îi dădură stăpânului lor băutura aceea adormitoare. Dar nu știu cum se întâmplă de-i puseră mai puțină, că rămase treaz. Se culcă el în pat și slujnica morarului, care sta pe pragul ușii, numai ce începuse a-și plânge soarta amară. Și în plânsetele ei îi povesti feciorului de crai tot ce făcuse pentru el. Cum era treaz, flăcăul pe toate le auzi și o adâncă mâhnire îi cuprinse sufletul și din nou își aminti el de tot ce i se întâmplase în trecut. Dar când dădu să deschidă ușa ca să se ducă la ea, pas s-o deschidă, că amarnica de maică-sa avusese grijă s-o închidă de cu seară.
În dimineața următoare, feciorul de crai alergă într-un suflet la draga lui de-i povesti totul și o rugă cu lacrimi în ochi să nu fie supărată că atâta vreme a uitat-o, că doar nu din vina lui se întâmplase asta. Atunci, drept răspuns, domnița deschise și a treia nucă și în ea se afla o rochie și mai frumoasă decât cele două, de-ți părea că-i țesută din raze de soare. Și pe dată se învășmântase fata cu ea și-o porni spre biserică împreună cu mirele ei. Acu, câtă sumedenie de copile ieși în întâmpinare, mi-e greu să vă spun. Destul dacă vă zic că aveau toți brațele încărcate cu flori și că le așternură mirilor la picioare panglici de toate culorile. Și care mai de care se înghionteau să-i vadă și să le ureze câte ceva. Și s-a pornit o nuntă numai în cântece și veselie de s-a dus pomina. Numai mama cea fățarnică și haină și mireasa de-a doua nu s-au bucurat. Și au trebuit ele să plătească pentru toate câte le-au făcut că nu le-a mai fost îngăduit să rămână la curte. Și de atunci au tot pribegit ele prin lume până ce le-a ajuns ceasul cel din urmă. Da, acum s-a sfârșit povestea și îmi pare mie că încă nu i s-a răcit gura ăluia de-a povestit-o ultimul. Dragi copii, aceasta a fost povestea din această seară. Până mâine seară, să fiți bucuroși!